vreau să spun că este un turneu ca tare ar fi de dorit mai des așa turnee, pentru aici sunt băieți tineri, talentați, care se regăsesc în acest campionat. Este un turneu foarte, privesc un turneu foarte bun, băieți talentați. Asta merge. Am câștigat finala, sunt campion în Republica de MMA. Mulțumesc întreaga echipe Barbaroșa MMA, în primul rând la antrenorul meu, pentru munca de zi de zi, dimineața și seara, fratele meu pentru motivare și părinții care mă susțin și prieteni. Și aștept, vreau să ajung în proiectul Eagles. Urmează campionate încă mai serioase și foarte cu adversari cu multă experiență și desigur mult antrenament. A fost destul de greu, mai ales faptul că m-am pregătit foarte mult și intensiv cu antrenorii mei, desigur mulțumesc lor. A fost o experiență foarte bună. Mulțumesc. Vreau să ajung cât mai departe la turnee profesionale, de cel mai înalt nivel și desigur să iau cât mai multe centuri. Băieții au venit cu un potențial mare, care au avut curaj să lupte în lupte mixte, care unii din cele mai grele. Și am selectat campionii, știm care este lotul național, știm care băieți cu care băieți să explicăm la competiții internaționale, campionate mondiale și campionate europene. Și sperăm că tot aceștia câștiguri care am văzut astăzi, să le vedem și acolo. Să avem cât mai multe locuri de frunte. La acest campionat au participat mai mult de 40 de băieți, nicătând că avem doar 7 categorii, în care erau 5, 8, 7 luptători în categorii și în unele până la 9 categorii. Asta înseamnă că avem băieți care îi place acest gen de sport, care au practică, au fost arătate de băieți o tehnică bună, tehnica cu care se poate deplica după locuri de frunte la campionate mondiale și europene, și cu campionii noștri acest lucru doresc să-l fac foarte mult și să aduc în țară medalii de aur de la campionate europene și mondiale. În septembrie va fi campionatul mondial, în noiembrie va fi campionatul european de MMA. Campionatul mondial, ca de obicei, se va face în Bahrain la un nivel foarte mare și foarte înalt. Și campionatul european va fi în Spania. Thank you.